Franța va juca permanent un rol important în Uniunea Europeană, chiar dacă această ecuație complicată Berlin-Paris nu mai funcționează la fel de bine și nu mai funcționează pentru că Franța nu mai este o mare putere economică. Germania folosește foarte bine avantajul său economic și pune Franța într-o situație delicată. Poate că, din acest punct de vedere, Olanda ar aduce noutăți în raport cu politica europeană decât Sarkozy. Sarkozy, care a fost sprijinit deschis de Angela Merkel la începutul campaniei sale, nu va putea să schimbe foarte multe lucruri. Olanda a anunțat, spre exemplu, că va rediscuta pactul de stabilitate fiscală. Mulți îl văd ca fiind un anti-european din acest lucru. Am văzut comentarii din Germania, inclusiv din zona stângă aspectului politic apropiată lui Olanda, care vorbea despre existența unei atitudini anti-europene. Nu este vorba neapărat de atitudini anti-europene, este vorba despre rezervele serioase pe care o parte din stânga europeană le are față de politicile fiscale pe care Uniunea Europeană le-a impus. Pentru că Uniunea Europeană, Comisia în special, este dominată de viziunea neoliberală. Astăzi, viziunea neoliberală, care pare să aibă mari probleme. Pe de o parte, pentru că politicile de austeritate, așa cum au fost aplicate în Europa, nu au avut rezultate vizibile. Statele Unite, care nu au aplicat politici de austeritate, par să iasă ceva mai ușor din criză, în condițiile în care au produs-o și au suferit mult mai mult de pe urma ei. În schimb, Europa, iată, se află într-un moment dificil. România este în recesiune, Marea Britanie este în recesiune. Deci, practic, ne aflăm într-o criză în care sunt foarte multe suișuri și coborâșuri și în aceste condiții o nouă politică europeană poate să fie cel puțin gândită. Probabil un președinte socialist ar aduce cu forța pe care o are Franța o anume tendință în discuțiile europene, dar n-aș vorbi în niciun caz despre un anti-europenism în momentul de față în Franța. Marea problemă este însă de fapt Sarkozy acum, pentru că Sarkozy cu atacurile sale la adresa spațiului Schengen, cu promisiunile pe care le face un electorat care este extremist, pune în discuție în mai mare măsură instituțiile europene decât o face Olanda. În fond, Olanda ar datora mai puțin extremei drepte decât Sarkozy și Sarkozy ar fi obligat cel puțin la începutul celui de-al doilea mandat să dea satisfacție unui electorat care consideră, îl citesc pe Sarkozy aici, că Europa este o strecurătoare. Granițele Europei, și asta ne interesează pe noi, pe români, sunt foarte ușor de trecut. Degeaba a spus Van Rompuy la București că România este o garanție a controlului granițelor europene, pentru că Franța, din motive politice, s-ar putea să preia mesajul de la Olanda. Dacă guvernul olandez, care era tot așa condiționat de niște extremiști, a căzut, un Sarkozy, care va depinde de extremiști, va fi într-o poziție foarte delicată. Și să nu uităm un lucru în ceea ce privește Franța. După 6 mai, adică după data celui de-al doilea tur de scrutin, va exista și un moment al alegerilor legislative în iunie și foarte mulți la dreapta se gândesc la o alianță cu extrema dreaptă, cu Frontul Național. O asemenea alianță ar duce Franța în situația Olandei din ultimii 2 ani de zile după alegerile din 2010 și ar fi cât se poate de problematic pentru Uniunea Europeană. Cert este că actuala criză economică pune la mare încercare stabilitatea și solidaritatea europeană.